Cismigiu este cea mai veche grădină publică din București. Este așezată în centrul orașului, este amenajată în genul parcurilor engleze și are o suprafață de circa 16 hectare. Este clasată pe lista monumentelor istorice. În 1779, domnitorul Alexandru Ipsilanti a poruncit construirea a două cișmele în București. Prima cișmea s-a făcut pe locul unde trece astăzi strada Știrbei Vodă și s-a transformat într-o baltă, focar de infecție în mijlocul orașului. Treptat în folclorul urban apare toponimicul Lacul Cismigiului. Inundații aproape anuale umflau lacul. În 1830, generalul Kiselev a dispus secarea bălții și transformarea terenului într-o grădină publică. În 1847 a fost chemat peisagistul Wilhelm Meyer, fostul director al grădinilor imperiale din Viena. Barbu Știrbei hotărăște să se sape un heleșteu și un canal de legătură cu Dâmbovița. În 1852 s-a făcut împrejmuirea cu luci, s-au montat 100 de lavițe din stejar lungi de un stânjen. În 1883 lacul din grădină a înghețat și s-au organizat concursuri pe gheață. Primăria a cumpărat un teren din fosta grădină a familiei Crețulescu, mărind suprafața cu 15.000 de metri pătrați. Au fost aduse lebede și pelicani. În partea dinspre Schitul Măgureanu s-a inaugurat în această zi de 27 iunie în 1943 Rotonda Scriitorilor, unde sunt expuse busturile lui Mihai Eminescu, Alexandru Odobescu, Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, Ion Creangă, Alexandru Vlahuță, Duiliu Zanfirescu, Bogdan Petriceicu HD, Nicolae Bălcescu și Vasile Alexandrii.